Nova. Simte-te fantastic! Program sponsorizat de FA. Imagine cu Naționala României strângând rândurile înaintea startului reprizei a doua. Meci cu Spania, extrem, extrem de palpitant. Nu au fost foarte multe goluri, însă a fost spectaculoasă și lupta dintre defensive. Trebuie spus că această luptă a fost câștigată de România, care a primit doar 7 goluri în 30 de minute. Din păcate însă n-am înscris decât 9. 5 dintre ele au fost marcate de Cristina Neagu. Spanii români cu bună dispoziție. Spania, o echipă care a trecut printr-o perioadă frumoasă în ultima vreme, cu podiumuri cam la toate competițiile mari, la Olimpiadă, la Campionatul Mondial, la European. Acum au schimbat și ei destul de mult, au schimbat inclusiv antrenorul, celebrul Duenas, care a plecat după 10 ani. În locul lui a venit acest Carlos Viver, care a preluat echipa însă cu obiectivul declarat de a pregăti o echipă pentru 2020 și pentru Olimpiada din 2020 și pentru Campionatul Mondial din 2021 pe care îl va organiza Spania. Dacă România trece astăzi de Iberice, va fi sigur calificat în optimi. Cu două meciuri rămase de disputat din această grupă A, din care mai fac parte Angola și Franța, dintre echipele pe care nu le-am întâlnit, sigur Slovenia și Paraguay, echipe pe care deja România le-a învins. A început repriza a doua. Spania are acest atac cu Pen aici. Musson s-a intrat pentru prima dată în acest meci. Pena din nou în extrema stângă. De data asta reușește să marcheze Jennifer Gutierrez. A ratat de mai multe ori, însă iată că până la urmă insistă pe acea parte. Jennifer Gutierrez golează în Spania la Atletico. Avea doar 5 goluri marcate la acest campionat mondial, până la meciul cu România. Acesta a fost primul din meci pentru ea. Geiger, revenită pe teren. La un moment dat am improvizat acolo în dreapta cu Zanvier. Florianu trage Neagu, mingea se duce însă un pic pe lângă. A fost o perioadă foarte lungă, de aproape 10 minute în prima repriză, în care niciuna dintre cele două echipe nu a marcat. Între minutele 16 și 26, scorul a rămas 8-6, până la urmă România s-a dus la 9-6. Păcat că am încasat acel gol în chiar ultima secundă a primei reprize. Musons trecut acolo în interstânga. Carmen Martin, mingea merge repede, din nou în extrema stângă și din nou vine golul. Dumansca a avut procentaj fenomenal de 50% în prima repriză. A avut 6 parade. Două aruncări de la 7 metri au fost ratate în fața ei. Pe una a apărat-o, alta pur și simplu a fost aruncată peste poartă de Pena. Avantajul nostru din prima repriză anulat repede în aceste 2 minute de Spania. 9-9. Buceschi pentru Neagu. Neagu insistă. Neagu știe foarte bine că e nevoie de geniul său, încearcă să dea o pasă și o reușește pentru Crina Pintea, care scoate 7 metri. Cristina l-a transformat și pe precedentele două. De data asta în locul lui Navarro intră Zubi de Paula, portăriță de fapt de origine braziliană, dar care a schimbat, apără acum culorile Spaniei. Cristina apără Zubi. Mingea a fost, de fapt, aruncată, cred, în piciorul de sprijin. Hai să vedem dacă nu cumva în piciorul stâng, da? Exact în piciorul de sprijin. Un pic norocoasă acolo Zubi de Paula. 9-9. Start mai bun pentru spanioloice. De fapt, ele au furat startul și în prima repriză. S-au dus repede la 3-1.
Pena. Gonzalez, întâmpinat repede de Florianu. Pena nu mai găsește nicio soluție, este amenințare de joc pasiv. Musons, din nou Gonzalez. Mingea trece parcă prin apărarea noastră și duce pe tabelă 10-9 pentru Spania. Am încercat din nou repunere rapidă. Greul a fost dus de Cristina Neagu și de Crina Pintea în ceea ce înseamnă golurile marcate. Împreună 8 din cele 9 de pe tabelă. Buceschi. Melinda Geiger. Avea nevoie și de brațul Melindei Geiger și de al Elizei. Udiștoi a plecat în circulație, s-a mutat pe semicerc. Avem două jucătoare puse acolo în 6 metri. Ezităm un pic. Buceschi luată un pic mai sus. Geiger încearcă o pasă, îi reușește și scoate 7 metri Crina Pintea. Din nou însă de remarcat pasa Melindei Geiger. Este un nou look pass. Se uită într-o direcție și trimite mingea în cealaltă direcție. Super artificiu tehnic din partea Melindei. Ambros pe margine, încercând să le țină în priză pe jucătoarele noastre. Vine Eliza la 7 metri și marchează. Scăpăm și de efectul Zugbi de Paula, pe care ne-o aducem aminte, cred, cu nu foarte mare plăcere și de la mondialul trecut, când tot în faza grupelor Spania a învins România. Însă drumul Spaniei s-a oprit imediat în noptim, e adevărat, după un meci palpitant pierdut la un singur gol cu Franța, în timp ce România s-a dus până în semifinale, a fost la un pas să ajungă chiar în finală. Până la urmă am câștigat meciul pentru locul al treilea cu Polonia. Apără încă o dată Dumasca. Prima ei intervenție din această repriză. Udriștoiu o are în spate pe Gutierrez. Cred că a faultat Gutierrez. Eliminare de două minute pentru Jennifer Gutierrez, care sigur că n-are prin planul acolo și încearcă să o tragă pe Udriștoiu și împinge. Faza era extrem de periculoasă pentru poarta lui Navarro. 10-10 și avem om în plus. România a trecut cu bine prin momentele de inferioritate numerică din prima repriză. Hai să vedem pe Neagu cu pasă până la Elisei. Elisei, e gol! Valentin Ardean Elisei, care nu a ratat nicio aruncare în meciul anterior cu Slovenia. A dat 4 goluri din 4 aruncări. Iată, reușind și aici să marcheze tot din prima încercare. Procentaj de 100% pentru această fantastică handbalistă, 35 de ani, cea mai în vârstă din lotul nostru. Garai apără Dumanska! Încă o dată inspirată Iulia Dumanska. În 2011 a ajuns în România, la Baia Mare. Și de atunci doar pentru echipe din campionatul nostru a jucat. Spuneam, acum activează pentru Craiova. Fost foarte inspirați, să-i acordăm cetățenia acestei fete deosebite. Foarte modestă, mereu cu zâmbetul pe buze, arată că îi place mult de tot ceea ce face. Și în general ce face, face bine. Poarta goală pentru Spania, care e din nou condusă. Ne-am revenit după ce Spania a reușit să marcheze repede de 3 ori, fără ca noi să facem. Musons pentru Garay, Pena. Aici o angajare pe pivot, apără Dumanska, însă se dă 7 metri, cred că decizia este corectă. Încă o dată însă Dumanska intervine. Ivet Musons apără Dumanska! Păcat! N-a avut noroc însă. Mingea ricoșează tot la spanioloică. Era de așteptat ca acest meci să fie unul foarte echilibrat, foarte strâns,
palpitant între două echipe bune, cu multe schimbări, e adevărat, față de turneul final anterior. Mă refer la cel european, nu mai vorbesc de mondialul de acum 2 ani. Carmen Martin. Mingea nu i-a venit acolo unde aștepta, însă aici pasa lui Carmen Martin este foarte bine interceptată de Elisei, care face imediat schimb de poziție cu Crina Pintea. Pintea fusese surprinsă în flancul stâng al defensivei. Ea trebuie să rămână acolo în centru. Foarte bine s-a apărat Crina în prima repriză. A și reușit să marcheze un gol aproape din poartă în poartă. Pena încearcă să joace mult pe extreme. Au început această repriză a doua cu acele goluri din extrema stângă și văd că încearcă să o pună în valoare și pe Carmen Martin, care trage aici, venind în alergare. O știm că face acest lucru cu mult succes. A făcut-o și pentru CSM București în acel sezon în care CSM-ul a câștigat Liga Campionilor. Carmen Martin a plecat, spuneam că joacă acum în Franța, la Nice. Eliza pentru Crina Pintea! Păcat! Crina cu o mână o fixase acolo pe Ivet Musons, iar cu cealaltă a prins mingea și a tras la poartă. Priviți-o pe Crina, câștigă acest duel, clar, însă ratează față în față cu Navarro. Rămâne un atac însă. Asta este vestea bună. Spania la conducere. Elisei cred că a fost faultată, însă arbitrii a lăsat jocul să continue. Geiger indică schema. Pasă pentru aceeași Crina Pintea. Fenomenală Crina. Erau două jucătoare agățate de ea, însă Crina s-a întors și a găsit și suficientă forță. Priviți acolo pe Musons, care e aproape ca un rucsac în spatele Crinei Pintea. E nevoie de mai mult de atât pentru a opri pe Crina astăzi. E excepțional meci făcut de Crina Pintea. Avem nevoie însă de mai multe soluții în atac. Eliza a plonjat încercând să intercepteze acea minge. Apără Dumanska și Crina e acolo, Udriștoiu, și e atentă. Super conlucrare în defensivă. Dar încă o dată, reacția grozavă a Dumanskei în poartă. În spatele porții noastre, publicul îi strigă prenumele Dumanskei. Iulia, Iulia. Pleacă Udriștoiu în circulație, Geiger este luat om la om. Prea târziu a lăsat această minge Udriștoiu. Arbitrii dau eliminare de 2 minute. Regulamentul spune că imediat după ce se fluieră trebuie să lași mingea jos, indiferent unde te afli, nu să mai parcurgi vreo distanță cu ea. Iată, face 2 pași. Argentinienii mi s-a părut că au arbitrat corect, just, sigur, oricine poate să greșească. Poate că au fost un pic cam severi acum, însă nu cred că are rost să ne îndreptăm atenția asupra lor. Carmen Martin. Și vine golul, din nou din extremă. Spuneam, spanioloicele au început această repriză cu gândul de a marca mai mult din extreme. Au avut, de fapt, câteva oportunități și în prima repriză, însă atunci Jennifer Gutierrez a ratat. Scoatem portarul, încă un minut, din acea eliminare dictată Anetei Udriștoiu. Minut și 7 secunde. Eliza. Geiger. Cred că faza era pentru Melinda să tragă la poartă. A văzut că e blocată și a încercat o pasă în ultimul moment pentru Cristina Neagu. Mingea a fost mult prea sus, nici Cristina nu o aștepta. Important este că am apucat să ne repliem la timp și să o avem din nou pe Dumanska între buturi. Barbosa pentru Chavez. Pena a trecut acolo de
apărarea noastră rarefiată de acea eliminare. Și Spania se duce la două goluri. A mai condus cu două goluri. Am văzut reacția de pe marginea lui Carlos Viver. Considera înaintea startului acestei competiții că Norvegia, Rusia, Olanda și Franța ar fi principalele favorite în ordinea asta. A fost un interviu pe care l-a dat pentru Marca. E un timeout luat de Ambros. Yes, it's very important to keep calm all the time and keep the discipline. Don't try to do something that we are not speaking about, okay? Just to say. Da, atât cât am prins din ce spunea acolo Ambros Martin, le cerea fetelor să nu facă lucruri pe care nu le-au pregătit, despre care n-au vorbit, cu alte cuvinte, să nu improvizeze prea mult. De asemenea, cred că cerea Elizei, nu știu dacă spre ea arăta, când îi spunea, când mingea ajunge la tine cu toată forța spre poartă, Eliza e acolo în centru. Budeștoiu revine în extrema dreaptă. Din nou ezitare aici. I se atrage atenția acolo lui Chavez să nu o mai împingă, să nu mai busculeze pe Crina Pintea. Geiger pentru Eliza, pasă înapoi. A fost forțare. Atacul astăzi nu ne-a funcționat, au fost cam multe ezitări, e forțarea în atac a Elizei Buceschi, așa cum au văzut arbitrii argentinieni. Trebuie să găsim soluții pentru această defensivă bună a Spaniei. La mondialul trecut, Spania ne-a marcat 26 de goluri, ne-am dat doar 18. Intră Geiger, a ieșit din nou Cristina Zanfir, iese și Eliza Buceschi. În locul ei este trimisă Laszlo. Cristina Laszlo, debutantă la un mondial, o jucătoare însă de mare calitate, care acum evoluează la Budușnost. Podgorița, fostă echipă a Cristinei Neagu. Cristina Laszlo, care a luat un bronz la campionatul mondial de junioare în 2016. Foarte tânăr, are 21 de ani. Cred că are emoții. Iată-o pe Laszlo. Laszlo se duce acolo cu mult curaj, însă nu găsește un culoar de pasă. Neagu, se duce Neagu cât poate. Geiger trage dintr-o poziție foarte dificilă și nu se dă nici fault. Melinda se ridică cu greu, sprintează din toate puterile pentru a ajunge în defensivă. Melinda acuză durere acolo în zona abdominală. Moment greu al meciului pentru România. Spania nu s-a dus până acum la 3 goluri, să sperăm că nu va face. Barbosa din nou a încercat să finalizeze în extrema stângă, nu le-a ieșit și acum vine planul B. Florianu a pierdut-o un pic din vedere, însă nu cât să îi permite lui Gonzalez să scoată aruncarea de la 7 metri. Îi se atrage atenția Cristinei Zanfir Florianu să păstreze distanța la aceste repuneri de la 9 metri. Pena pentru Barbosa. Trage Barbosa, însă pe lângă bară. Eliminare de 2 minute pentru Crina Pintea. Asta este o veste foarte proastă. Va fi repunere din 9 metri pentru spanioloice. Crina Pintea, care nu doar că a fost a doua marcatoare a noastră până acum, dar este și poate cea mai bună jucătoare din defensivă, măcar din zona centrală.
Dar multe eliminări pentru noi. Sau mai bine spus, împotriva noastră. Pena. Spațiul a refiat apăr acolo Dumanska și putem să plecăm pe contraatac. Florianu e faultat. 7 metri și eliminare de 2 minute. Cristina Zanfir, Florianu s-a dus cu tot ce a avut spre poartă. A căzut din nou rău și acuză dureri la glezna dreaptă. Scoasă din teren pentru o odihnă forțată. Ce aveți? La fel de bine putea să ia și Carmen Martin această eliminare de 2 minute. Vine Eliza din nou față în față cu De Paula. Hai Eliza, avem nevoie de golul acesta. Golul Elizei, 13-14. Ambele echipe au câte o jucătoare mai puțin pe teren. Evident, Spania va scoate portarul și va avea 6 contra 5 pe atac. Avem pe Zanfirescu acum, alături de Cristina Zanfir Florianu. Zanfirescu cu numărul 31. Încearcă să se așeze cât mai aproape de pivotul lor. A plecat Garcia în circulație însă. Pena. A rămas cu 15 atac. Au încercat să angajeze pivotul. Bară! Avem un pic de șansă. Cristina Zanfir Florianu se duce spre poartă! Golul nu e validat însă. Oh, a căzut rău. Ce luptătoare. Trebuiau să-i lase acest gol. Aici încă o dată aruncarea improvizată, frumoasă de altfel, a Paulei Avila Garcia. Din păcate însă Cristina Zanfir Florianu e întinsă și are probleme serioase acolo. Sperăm că stafful nostru medical va reuși să pună pe picioare. Nu se simte deloc bine. E nevoie de intervenția medicilor. Se simte foarte rău Cristina Zanfir Florianu. Of. Cristina Neagu a făcut semne disperate echipei medicale care este pusă aici la dispoziție de organizatori. Cred că e ok pentru că deja Melinda Geiger îi spune Cristinei să respire, să fie calmă. Cred că și-a revenit. Moment dificil, dar cred că e în regulă. Se ridică. Bravo, Cristina. Vizibil afectată, zdruncinată. E un pic amețită, dar cred că va fi în regulă. Cel mai important că a plecat pe picioarele ei de acolo și probabil că va fi curând recuperată. Intră și Timea Tătar. Văd însă că până la urmă au rămas cu decizia de a da doar aruncare de la 9 metri arbitrii argentinieni. Tătar pe pivot. Un gol de recuperat pentru Naționala României. Geiger, Laszlo, vine Cristina Neagu. Neagu încearcă să depășească acolo, însă este oprită. Nimeni altcineva din linia de 9 metri nu pare să-și asume responsabilitatea de a trage la poartă. Totul pe umerii Cristinei, vine Neagu! Și marchează. 14-14, 96 de kilometri pe oră. Tot Cristina. Fantastică aruncarea Cristinei Neagu.
Revine și Grina Pintea, a expirat eliminarea, pasă pe la spate care nu le iese spaniolaicilor și acum vom mai avea încă vreo 13 secunde de superioritate. Nu știu însă de ce nu ne grăbim pentru a fructifica acest avantaj. Lazlo a făcut acest semn, abia acum ne-am dat seama. Neagu, trasă de Carmen Martin și pusă la pământ. Între timp, în efectiv complet Spania. Neagu pentru Lazlo. Lazlo, Geiger, din nou găsește acolo ușile închise. Poate că ar trebui să încercăm mai mult cu extremele. Jocul cu Cristina Neagu și cu Crina Pintea a funcționat, însă cred că trebuie să variem un pic mai mult. Modriștoiu sau Elisei sunt jucătoare cu mare experiență, cu soluții tehnice foarte bune. Trage Melinda Geiger mult pe lângă poartă. Din nou aruncare improvizată, ai zice. Altfel, sigur, Melinda are o aruncare foarte tare, însă trebuie să fie și pe poartă. Vine Gonzalez și marchează. Mireia Gonzalez Alvarez joacă în Ungaria. Încă o dată Barbosa cu pasa. Barbosa n-a dat niciun gol. A avut 3 aruncări. Însă Gonzalez a marcat în poarta noastră 3. Lazlo. Se întoarce Cristina Neagu, se descotorosește de un adversar și trage fenomenal pentru încă un gol. Neagu la al 7-lea gol din 13 aruncări. Sigur, Cristina n-are cel mai bun procentaj, dar este mai bun decât al oricărei alte jucătoare din linia de 9 metri. Sunt 7 goluri marcate de Cristina. Mingea aia noastră și putem să trecem la conducere. Pintea se duce spre poartă, nu are însă cea mai bună viteză și pierde acolo în duelul cu Gonzalez. Păcat, n-a simțit-o, n-a văzut-o. A încercat dribling-ul și a rămas fără minge. Nu cu Crina Pintea trebuie să facem noi faza de fast break. Carmen Martin pleacă în circulație. Lasă acolo pentru Cabral Barbosa, o minge în bară. Scăpăm și de data asta. Încă o perioadă destul de lungă pentru spanioloice în care nu marchează. Cât de tensionat este acest meci, au mai rămas mai puțin de 9 minute până la final. Repet, cine câștigă această partidă și asigură matematic calificarea în optim și își consolidează, să spunem, prima poziție. Bun, România era pe 2, dar spuneam cu un averaj mai slab. Trage Neagu după ce Lazlo scăpase mingea. S-ar putea să vedem curând din nou pe Eliza în teren. O bâlbâială acolo pe zona centrală la 6 metri. Mingea este dată spanioloicilor. Neagu îi spune unuia dintre arbitri că trebuie ștearsă suprafața de joc. E foarte periculos, poți să aluneci și să te alegi cu o accidentare gravă. Neagu a trecut prin aproape 2 ani de pauză, puse cap la cap lunile. Aici un gol marcat din Inter dreapta, din nou pe această pătrundere de Mireia Gonzalez. Minutul 53. Din nou meci de mare tensiune. Foarte strâns a fost și confruntarea cu Slovenia, care între timp a ajuns la cota 4 puncte, e adevărat, după 3 meciuri jucate. Cabral era cât pe ce să intercepteze. A fost introdus pe teren și Drăguț, încă o intervenție destul de tare asupra Cristinei Neagu. Neagu foarte supărată, a făcut un gest aproape de dezgust față de lipsa de reacție a arbitrilor.
Drăguț folosit în interdreapta. Căutăm și această variantă. Laszlo, Laszlo! Eliminare de 2 minute până la urmă. Iată, arbitrii dau eliminarea acestei Gonzalez. Are marcat astăzi 4 goluri. Avem o șansă bună acum să venim la 16 egal. Drăguț, jucătoarea de la HC Zalău. Prima ei mare competiție. E tânără. Iată pe Drăguț. Foarte puternic Ana Maria Drăguț, una dintre cele mai înalte jucătoare din lotul nostru. Laszlo, pentru Drăguț, se înalță Drăguț! Prima ei aruncare a fost însă absorbită de blocul Spaniei. Muzit care s-a înălțat aproape ca la volei. Neagu pentru Laszlo. Neagu s-a mutat în centru. Drăguț caută din nou poarta, marchează! Bravo! Ana Maria Drăguț cu un super gol într-un moment atât de important. Probabil că va face minuni acest gol pentru moralul ei. Și a revenit Cristina Zanfir Florianu și este trimisă în teren. Ce forță trebuie să ai după ce probabil că a fost făcută groghi, la cât de amețită a apărut. Florianu și Pintea în zonă centrală. Pena. A introdus-o pe Almudena Rodriguez, jucătoarea de la Bistrița. Amenințare de joc pasiv. Mai au 4 pase la dispoziție. Pena scapă mingea. Oh, nu știu cum a ajuns această minge. Paula Avila Garcia a reușit să marcheze. Bună pasă, e adevărat, dată de Barbosa. Din nou Spania la un gol în față. Mai au câteva secunde de inferioritate numerică. Ce aveți revine acum pe teren. Drăguț se duce spre poartă, marchează! Al doilea gol la rând, marcat pentru România de Drăguț. Vești frumoase venite de la Ana Maria Drăguț, care, iată, o face bucuroasă și pe Melinda Geiger. Melinda joacă și ea tot pe interdreapta. Astăzi Melinda fără gol. Cabral s-a înălțat, s-a desprins de la sol ca o panteră, însă n-a reușit să tragă la poartă. Mingea este la crina Pintea. Nimeni nu o va lua de acolo din mâini. Zanfinescu se întoarce și ea cu zâmbetul pe buze pe marginea terenului la schimbare. Și acum România are din nou șansa de a trece la conducere. Meciul este realmente de infart. Fanii români de aici din Trier se fac din nou auziți. A reintrat Eliza Buceschi în centru. Neagu! Gol! Cristina Neagu mai scutură odată plasa. Navarro primește o veste proastă care circulă, cum se știe, ca orice veste proastă, foarte repede, cu 95 de kilometri pe oră. Pena pentru Cabral. Barbosa n-a marcat până acum, încearcă din nou o pasă și nu reușește să o transmită pivotului. Am apărat bine. Ar fi extraordinar dacă acum România a reușit să marcheze cu 3 minute înainte de finalul meciului. A reintrat Drăguț. Pena se apără sus la Cristina Neagu. Practic om la om. Multe echipe au încercat această apărare om la om la Cristina Neagu. Nu le-a reușit de foarte multe ori. Drăguț! De data asta pierde mingea. Schimbare făcută de Drăguț cu Zanfirescu. Și spanioloicele au emoții. Se vede că ezită.
multe pase greșite, multe mici scăpate. Golul nu este validat. Golul nu este validat. Va fi doar aruncare de la 9 metri. Dan Firescu s-a apărat bine acolo. Bate palma cu Udriștoiu. Cele două s-au ajutat reciproc la faza de mai devreme. Gabriel Barbosa. Pentru Pena. Pena, depășirea ei. Mingea în bară. Scăpăm aici. Însă din nou se fluieră un foul. De data asta supra Mirei Gonzalez. Se cere ștergerea suprafeții de joc. 6 orașe pentru acest campionat mondial. Trier unul dintre ele. România va juca la Leipzig în optimism, dacă se va califica, și sigur se va întâmpla acest lucru. Mai avem de jucat cu Angola și cu Franța. Meciurile evident în direct pe Telecom Sport. Încă o minge aruncată pe lângă poarta noastră, când mai sunt 90 de secunde până la finalul meciului. Un gol avans pentru România. Încă unul marcat acum și cred că nu mai putem scăpa victoria. Eliza. Timeout luat, cred, foarte bine de Ambrose Martins. Hai să-l ascultăm. Cristina, we are not on hurry. And attention, you outside. You outside there. This is for you in the way that go without them. But only one attack. Only one. România are atacul și are un gol în plus. Să vedem dacă planul lui Ambrose Martin va funcționa. Întrebarea este dacă mingea se va duce pe Cristina Neagu sau vom încerca să responsabilizăm pe altcineva. Eliza indică schema 2. Apărare destul de avansată. Neagu. Neagu trece spre poartă. Neagu! Faultată de Carmen Martin. Scoate foarte bine acest fault Cristina Neagu. Suntem în amenințare de joc pasiv. Mai avem însă la dispoziție 5 pase. Conform regulamentului, din momentul în care arbitrii indică amenințare de joc pasiv, sunt 6 pase la dispoziție. Neagu cere Crinei minge imediat. În dreapta e Drăguț, în inter stânga este Buceschi. Eliza încearcă pătrunderea, Eliza! 7 metri! Bravo, Eliza! Eliza Buceschi scoate această aruncare de la 7 metri, nu e prima a meciului pe care o scoate. Și cred că tot Eliza va trage. Eliza se bucura pentru faptul că a obținut aruncarea de la 7 metri și a uitat că tot ea trebuie să bată. Față în față cu Navarro. Hai, Eliza! E gol! Gol pentru România! Eliza Buceschi ne duce la 2 distanță de Spania. 19 la 17. Mai sunt 36 de secunde și e timeout luat în disperare de cauză de Carlos Viver. Fanii români știu că victoria nu are cum să ne mai scape. La doar 36 de secunde distanță de o victorie foarte, foarte importantă în fața celui mai dificil adversar de până acum de la acest campionat mondial. România ar trece pe prima poziție, ar fi singura cu 6 puncte și singura neînvinsă.
Spania va încerca să tragă repede la poartă pentru a mai avea șansa unui al doilea atac. Au dus meciul în, au dus mingea în extremă. E mingea noastră! N-avem niciun motiv să ne mai grăbim. Victorie pentru România, victorie mare, mare de tot în fața Spaniei. Cu 9 jucătoare debutante la campionatul mondial, România reușește să arate maturitate. Ne-am apărat extraordinar, am avut o Dumansca foarte bună în poartă și o Neagu care a marcat de 8 ori aproape jumătate dintre golurile noastre. E victorie pentru România! 19 la 17, 6 puncte. România e mai departe în optim, cu 2 meciuri înainte de a se încheia această fază a grupelor. Urmează să nu uităm însă confruntarea cu Angola și, sigur, cea din ultimul meci de pe 8 decembrie cu Franța. România încă mai are obiective importante de atins în această grupă. Câștigarea grupei sau oricum clasarea între primele două. Spania rămâne cu 4 puncte, Slovenia rămâne cu 4 puncte, Franța are 2 puncte, Angola și Paraguay până acum fără succes. Franța între timp a ajuns și ea la 4 pentru că a câștigat meci al doilea de la acest campionat mondial. Punem punct deocamdată, urmează însă reacții la cald în emisiunea Gianinei Iacob, care o are invitată pe Cristina Vărzaru. Eu sunt Costin Cava și vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu aceste imagini de bucurie ale fetelor noastre. Program sponsorizat de FAB. Fiind un sportiv de top, am nevoie să mă antrenez continuu pentru a menține controlul. Noul FAB Soft & Control antiperspirant cu tehnologia Dry Oil pentru o senzație de piele catifelată.